Ne copilăresc pe amândoi în același timp? Perfect. Chiar dacă mă mișc așa, chiar dacă... Domnule Constantin Oancă, sunteți, după cum bine vă definea scriitorul C.D. Zeletin, un stoic modern care nu acceptă nici lepădarea de vibrațiile viului, nici emanciparea pe rănile prezentului care îl tulbură fără să-l cuprindă, un cugetător ce știe să înlăture magma vorbirii pentru a accede la cuvântul ideal, la conceptul surprinzând prin noutate, la sunetul propriu al noțiunii care o exprimă. Fiind zestrat cu simțul lapidarității, virtute salvatoare astăzi, când avalanșele destrăbălate ale facondei sufocă puritatea și dreptul la trăire, dumneavoastră rămâneți îndevotată la adicvării cuvântului, la noțiune, un artist ce se așează în nobilul șir al atleților în luptă cu improvizația agresivă și ravagile verbiajului, în luptă cu indiferența la norma morală, cu macularea limbii și cu lepădarea de evlavie. Cât timp va trebui ca să ajungeți la acest nivel de înțelepciune? Mi-a trebuit, ce-i drept, destul, pentru că acum am o vârstă onorabilă și mă bucur că am ajuns la acest nivel, pentru că asta este ținta oricărui om, la urma urmei. Întotdeauna însă am gândit la simplitate, am fost adeptul simplității. Când văd scriitori care se împrăștie, scriu foarte mult, mă întreb de ce se scrie atât de mult în vreme ce adevărurile sunt câteva la număr. Multă este căutarea lor. De aceea eu am vrut să ajung pe cât mi-a stat în putință la adevăr, la sursă. Și atunci mi-am dat seama că trebuie să mă simplific și chiar atunci pot să ajung la simplitate. Mă gândeam la stropul de rouă de pe frunză. Cât de simplă este alcătuirea lui și totuși în el se răsfrânge toată lumea din jur. Dacă ar fi să ajungem la adevăr, trebuie să știm unde sălășluiește el. Și dacă am afla, ne-am eliberat de atâta chin care ne bântuie căutându-l. La urmă urmei, mă întreb eu, ce ochi ne trebuie pentru a vedea că iarba e verde? Este o dragoste mea, simplitatea. Eu am scris atât aforisme, cât și poezie, cât și eseuri, cât și cronică literară și muzicală.
cum au remarcat cronicarii, dumneavoastră vă situați, de fapt, în planul acesta al liricii, al credinței, al filozofiei. Unde vă simțiți cel mai bine? M-am simțit foarte bine în toate aceste planuri. Acum, pentru că am debutat cu aforistică, vreau să spun că acest gen îmi este extraordinar de drag, fiind un gen de graniță între filozofie, lirică și teologie. Aforismele mele reflectă opțiunea atât pentru poezie, cât și pentru credința în Dumnezeu, cât și pentru gândirea înaltă a filozofiei. Dacă ar fi acum să spun care a fost prima mea opțiune în viață dintre cele trei izvoare, a fost aceea pentru Dumnezeu. Eu de mic am fost înclinat spre citirea capodoperelor teologice, între care Biblia este la loc de frunte, și cunoscând anumite locuri din această carte unică în lume, mi-am dat seama că de aici vin toate lucrurile din viața omului. Poezia de acolo izvorăște, aforistica de acolo izvorăște, filozofia, toată arta și cultura lumii își au izvorul în cartea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne dă harul. Fără el, de fapt, nu se poate face nimic. Și cum începe și Biblia, la Dumnezeu a fost cuvântul, nu? Exact. Asta vreau să vă spun. Când am aflat că la Dumnezeu este cuvântul, că el este cuvântul, la început a fost cuvântul, zice începutul Evangheliei de la Ioan. Când am aflat lucrul acesta, mi-am dat seama că poeții de acolo își trag seva, cuvântul. Într-un fel este spus cuvântul, pentru că Nichita Stănescu zice așa: cuvântul este doar vehiculul sentimentului și al gândului. Putea să fie foarte bine traducerea: la început a fost lumina, că chiar spune și Dumnezeu a zis să fie lumină, lumina însemnând gândirea, iar cuvântul este o haină pe care o îmbracă orice gând. De aceea eu am recurs la poezia scrisă, care este limbaj elevat scris, cea mai îngrijită formă a limbajului nostru este limba română scrisă, poezia. Defineați la un moment dat poezia ca o stare, o dimensiune a sufletului, un semn de mirare care se așează la sfârșitul multora dintre întâmplările noastre, motiv pentru care nu numai cei ce scriu poezie sunt poeți, ci și cei care citesc și o trăiesc. Când ați descoperit dumneavoastră acest fior și cum de ați reușit să vă apropiați poezia în așa măsură încât v-ați contopit cu ea aproape? Eu cred că poezia este o dimensiune a lumii acesteia. Poezia nu este numai cea scrisă, ci este și cea nescrisă. Natura întreagă ne pune la dispoziție o multitudine de taine, de frumuseți tainice care se înscriu în așa numită poezie nescrisă. De fapt, Dostoevski, prin personajul său, Prințul Mâșchin, spune că frumusețea va salva lumea. Așadar, frumusețea, poezia din lume, are o mare forță în ea de schimbare a comportamentului nostru. Când privim în jur la frumusețile naturii, suntem atât de mișcați, orice om încearcă sentimentul ăsta, încât suntem obligați să ne schimbăm comportamentul, să accedem la moralitate. Așadar, de aceea Dostoevski spune că frumusețea va salva lumea, pentru că este o forță, frumusețea, care schimbă natura umană, produce mutații la nivelul sufletesc. Cuvântul însuși este o forță. El fie se transformă în poezie, fie în aforism, fie în alte genuri ale literaturii. Totuși, dumneavoastră, n-ați pornit cu poezia sau poate n-a fost acesta primul impuls, ați debutat cu un volum de aforistică, așa cum ați zis, cu Îngerul din singurătate, urmat apoi de Clipa cea repede. Care a fost opțiunea? De ce ați ales să debutați întâi cu aforism și după aceea cu poezie? Am debutat cu aforism fiind foarte impresionat de cartea Ecleziastul din Biblie a lui Solomon, care este o culegere de aforisme. Dacă mi-îngăduiți, am să dau citire. Chiar vă rog.
câteva aforisme pe care le-am scris eu. Singurătatea este un nor mare care se ridică în urma iubitei. Aforism de natură poetică, adică ele au și conotații poetice. Raiul este ca și iadul un foc nestins, însă este focul dragostei. Cea mai mare prăpastie este cea dintre stânga și dreapta lui Dumnezeu. Noaptea Dumnezeu ne privește cu stelele, iar ziua cu ochii copiilor. Cine stă pe loc se îndepărtează de cel care merge. Copilul este dreptatea făcută brațelor mamei. Gust bun are hrana trupească, iar bun gust are hrana sufletească. Numai adevărul se caută, celelalte lucruri sunt puse la locul lor, cum spuneam adineauri. Rău nu există, există doar absența binelui. Fericit de cel care visează, dar mai fericit de cel care te face să visezi. Cine n-are nimic de pierdut are, în schimb, mult de câștigat. Dragostea este marmura în care ne sculptăm ființele dragi. Adevărata jertfire este nu să mori, ci să trăiești pentru cineva. Dumneavoastră a trăit și pentru poezie, și pentru muzică, și pentru gândul în sine. Ați debutat ca poet cu elegie pentru 100 de violoncele. E o culegere care îmbină aspirațiile dumneavoastră spre genul acesta tutelar al harului pe care vi l-a dat Dumnezeu, sau îmbină muzica cu celelalte arte, pentru că am întâlnit în versurile dumneavoastră și trimiteri și la compozitori și la plasticieni, faceți o simbioză a artelor pe care o transferați în sfera unei poezii muzicale în multe privințe. Prima mea carte de poezie, după cele de două de aforisme, chiar se numește Elegie pentru 100 de violoncele. Titlul ne trimite cu gândul la elegia pentru violoncel de Fauré, de Gabriel Fauré, compozitor francez. Cel mai mare violoncelist din trecut, numit Pablo Casals, spaniol, a fost atât de îndrăgostit de creația lui Gabriel Fauré, încât a făcut tot ce i-a stat în putință să cânte această elegie la 100 de violoncele. A căutat în toată Spania 100 de violoncelești, a format un grup compact și a cântat pretutindeni elegia lui la 100 de violoncele. De aici vine titlul cărții mele, dar nu numai atât, acest titlu mă trimite așadar la muzică, la marea muzică, care nu este altceva decât o limbă de sine stătătoare, fără nevoia cuvintelor. Atunci când pruncul se răsfață la sânul mamei, atunci când iubim, fără cuvinte se întâmplă, aceea este muzica. Dumneavoastră v-ați revizuit după aceea poemele și ați mai scos încă o ediție a volumului, în care ați mai adăugat, ați modificat versurile. N-ați fost mulțumit de prima variantă sau e o stare a dumneavoastră, simțiți nevoia să vă perfectați în permanență textele, să le aduceți pe cât posibil la cel mai ridicat nivel liric? Intrați un pic și în laboratorul dumneavoastră de creație ca să afle și telespectatorii noștri. Am recurs la a doua ediție din cel puțin două motive. Una, pentru că în prima carte se produsese câteva erori tehnice de la tipografie și am simțit nevoia să le corectez, dar să și o îmbogățesc pe această a doua ediție. Citind-o, criticul literar Constantin Trandafir, pe care căruia i-am trimis-o eu pe această carte, a spus așa despre ea: de mult n-am mai citit o poezie atât de suavă și adevărată și simplă ca aceea din cartea
celor 100, din cartea elegiei celor 100 de violoncele, zice el, și când l-am sunat și am mulțumit, mi-a spus, eu am crezut că ai 20 de ani, dar eu aveam vreo 50 când scrisesem cartea și a citit-o dumnealui. A rămas surprins cum poate un om în vârstă să pară a fi tânăr. Și i-am spus, probabil că se datorează următorului aspect, omul n-are voie să îmbătrânească sufletește, ci dimpotrivă, căci există tinerețe fără bătrânețe. Aici am văzut că ați mai făcut analogii cu basmul și în proza dumneavoastră, care este tot aforistică și în multe din eseuri și microeseuri, făcând această, eu știu, o trecere pe un pod, peste o cădere, cum ați făcut, să zic așa, translația aceasta de la vers, de la expresia scurtă a aforismului, la o elaborare a frazei, a propoziției, ceva mai consistentă din punctul de vedere al lectorului, să zic. Da, ușor se trece de la o chintesențializare a unui gând spre o dezvoltare a lui, ușor, pentru că simți nevoia să intri în felul acesta în dialog cu un auditoriu virtual. Simți nevoia să-i dai pe parcurs câteva clarificări, dar opțiunea mea rămâne tot pentru simplitate. Știți exact că atunci când corăbierul este prins de furtună pe mare, prima lui problemă este să arunce peste bord tot ce este în plus. Acesta este un gând care există în noi fără să vrem și care ne obligă la această întoarcere spre izvor, spre simplitate, care este o însușire mare a adevărului, este asemenea tendinței spre perfecțiune, simplificarea. Și spuneați de cartea numită Pod peste o cădere. Aceasta este una, o culegere chiar de aforisme, din care am citit eu adineauri. Titlul, după cum vedeți, este unul misterios, să spunem, poetic. Podul peste o cădere ne duce cu gândul la ideea salvării noastre din cotidian. Zice Nichita Stănescu în acest sens: schimbă-te în cuvinte repede cât mai e timp, în versul daimonian al său. Așadar, este un imperativ la întoarcerea la origini, de unde noi de fapt am purces în cuvânt, căci poetul trebuie să se întoarcă întâi pe sine în cuvânt, ca apoi să poată transfigura lumea din jur, pentru că funcția poetului este aceea de a transfigura, de a întoarce lumea în cuvânt, de a o aduce la izvor, iar Luceafărul lui Eminescu este un exemplu teribil în această privință. Hiperion, care este practic Eminescu cel înalt, simte nevoia să salveze ce este drag din lume și de aceea a venit în lume să-și ia mireasa, precum Iisus în Evanghelie, dar la final constatăm că el n-a fost înțeles cum trebuie. Aceasta este funcția poetului, precum a lui Hiperion din Luceafărul de Eminescu. Exact același lucru spune și Nichita Stănescu, cum mai spuneam adineauri, în Daimonul meu către mine, Daimonul îi spune lui, schimbă-te în cuvinte repede cât mai e timp, adică îi poruncește poetului ca acesta să poată trece mai departe la lucru, să schimbe în jur lumea. Am văzut că aveți o aplicare specială pentru poezia lui Eminescu și a lui Nichita Stănescu. Din păcate, și unul și altul sunt reinterpretați, sunt renegați și așa mai departe. Cum priviți literatura actuală, atmosfera dintre scriitori? Cum vedeți aceste răsturnări de valori? Foarte simplu o văd eu.
În ciuda faptului că alții nu văd așa, văd că e, e bine să mențină pe linia aceasta a discreditărilor, dar eu am următorul punct de vedere vis-a-vis de discreditarea lui Eminescu ori Nichita Stănescu, cum spuneați, dar despre discuții de prost gust la adresa lui Eminescu suntem sătui. Din ce motive s-au născut astfel de lucruri? Pentru că Eminescu n-a fost citit în adevărata lui cheie, aceea spirituală. Prea mult s-a bătut fierul pe istoricitatea lui, adică pe timp, la urma urmei. Că sunt foarte intrigat de faptul că mulți vorbesc exact în aceeași termeni despre Mihai Eminescu, cum că a făcut așa, a făcut adres așa, invocând fel de fel de evenimente temporale, trăgându-l pe el, trăgându-l în jos la urma urmei, căci noi trebuie să urcăm la Eminescu, nu să-l coborâm la nivelul nostru de înțelegere. Păi uitați niște exemple din creația lui Eminescu. Timpul, de exemplu, care este o temă, știți cu toții, infailibilă, mulți socotesc că timpul este o temă a temelor, dar Eminescu nu a considerat așa. Eminescu a considerat că adevărata temă este eternitatea, care începe din timp. Acest binom timp-eternitate este extraordinar de bine ilustrat în opera lui Eminescu, ceea ce mulți, chiar eminescologi, nu văd lucrul ăsta. De asta consideră că Eminescu este epuizat, pentru că se rezumă numai la timp. Uite cum. Poezia trecută a anii, Eminescu zice: și timpul crește în urma mea, mă întunec. Iată efectul coroziv al timpului, așadar. El trebuie depășit. În poezia O rămâi, timpul se corelează cu eternitatea. Anii tăi se par ca clipe, clipe dulci se par ca veacuri. Iar în poezia Scrisoarea întâi, un vers, de acolo m-a tulburat cel mai mult, care ilustrează trecerea timpului în eternitate. Timpul mort și întinde trupul și devine veșnicie. Dacă ar fi înțeles Eminescu în această cheie, cum spuneam, n-ar mai fi discuții de genul de care pomeneam adineauri. Dar mai departe să merg. Eminescu, cum spuneam, trebuie înțeles în duhul, în duhul poetic adevărat, nu în partea de senzație. Mă gândesc acum la poezia Mai am un singur dor. Moartea de aici, ca și cea din Od în Metru Antic, nu este altceva decât moartea bobului de grâu care, aruncat în brazdă, nu poate aduce însuțită roadă până nu moare mai întâi. Nu credeam să învăț a muri vreodată, zice el. Ce jubilație este în vocea lui când spune asta. La ce gândea el? La ceea ce spuneam când jubila? Pentru că noi, cei de rând, ne înfiorăm când auzim numai simpla rostirea cuvântului moarte, nu? Dar marea, tot de aici, din Mai am un singur dor, ce poate fi ea? Este lumea cea comună, iar în lumea cea comună a visa e un pericol, că-și deai cumva iluzii, ești pierdut și ești ridicul. Zice Eminescu, este marea, este lumea cea comună, iar marginea mării este țărmul ei din cer. Este, dacă vreți, ieșirea din cercul strâmt, trăind în cercul vostru strâmt, norocul vă petrece, este punctul terminus al evoluției noastre spirituale. Funcția poetului, cum spuneam, este frumos ilustrată în povestea Luceafărului, aceea de a salva lumea, de a transfigura lumea, să salveze, adică să salveze, adică din ea ceea ce ți este drag. Mihai Eminescu, dacă vrem să spunem așa, este și o oglindă magică în care, dacă ne privim, noi dacă privim, ne vedem sufletul. Eminescu este chintesența gândirii românești. Dar despre celălalt titan, Nichita Stănescu. El a revoluționat poezia românească trecând ușor de la poezia prozodică la cea de inspirație
modernă, metaforică, până ajunge la necuvinte. Necuvintele, zice el, sunt cuvinte deasupra metaforii, zice el asta. Necuvintele sunt un concept creat chiar de el, bine ilustrat în volumul cu același titlu, Necuvintele. Pentru a-și susține conceptul ăsta, el aduce trei exemple de versuri din literatura de dinaintea lui, cea românească, de la Eminescu, un necuvânt. Nu credeam să învăț a muri vreodată. De la Blaga, eu cred că veșnicia s-a născut la sat, iar de la Bacovia, e timpul, nervii mă dor. Iar eu zic de la Nichita Stănescu, un singur necuvânt, dar este doldora de necuvinte, un singur necuvânt este suficient. Schimbă-te în cuvinte repede cât mai e timp. Vers daimonian adresat poetului. Dumneavoastră a schimbat multe în cuvinte. Și tot așa o paralelă, din câte am sesizat eu, cum ați făcut cu Eminescu, ați încercat-o și cu Miorița. Poate lărgiți un pic demonstrația. Da, m-am apropiat și de înțelepciunea populară a baladelor și a basmelor chiar. Există Miorița, care este balada baladelor. Ca și în Luceafărul, în Miorița, întâlnim idei foarte multe biblice. Știm de la Biblie că Domnul nostru Iisus Hristos este păstorul cel bun, așa cum este păstorul baciul moldovean din Miorița. Știm că are o măicuța bătrână care îl caută în Biblie, prin inima ei a trecut o sabie. Știm că acolo există turme de oi. Unele ascultă de el, altele nu ascultă de el. Turma lui avea o oaie năzdrăvană, era aleasă așadar. Iată vocele profeților, cum am spune noi, biblic. De asemenea, nunta cosmică m-a neliniștit cel mai mult. Aici Miorița se aseamnă cu scenariul evanghelic, dar și cu Luceafărul. Nunta cosmică este nuntirea în cosmos a baciului moldovean cu a lumii mireasă. A răpit mireasa lui din lume și a făcut nuntă în cer cu ea. Apropo de titlul lui Mircea Eliade, de nuntă în cer. Mireasă e și poezia, așa că v-aș propune să ne întoarcem un pic la poezia dumneavoastră și poate ne citiți un poem, două. Cu mare plăcere. Întâi am să citesc, așa cum ar fi necesar, câteva poezii de dragoste, mai de dinainte, ca pe urmă să ajung și la poezii de alte facturi. Cu luna plină în mâinile-ți desăvârșite veneai în haine de vânt, când plopii mei curgeau la marginea înserării, dar ca întotdeauna n-ai mai ajuns. Din venirea ta a rămas doar luna, a cărei stingere este din lumea cealaltă. Unde ești, îngere, cu plecarea ta cu tot? Alt poem. Piciorul tău gol tulbură apa cuvintelor mele tihnite. Cineva îmi șoptește că visez, că tu nu ești decât o plăsmuire și că vei dispărea în zori. Din fereastră luna privește drept în sufletul meu și vede piciorul tău gol dus la vale de apa cuvintelor mele tihnite. Din fire de iarbă sunt făcute picioarele tale, din mângâierile mele mâinile și din cuvintele mele buzele care îți zvâcnesc precum ramul de pe care a zburat o pasăre. Luna, lacrima ce-și caută ochiul care s-o plângă și negăsindu-l se pierde și ea, mărind și mai mult somnul din care nu mă mai pot trezi. Fată frumoasă, în poemul meu doar foșnetul filelor este luat din lumea aceasta. În rest, gura ți este făcută din cuvinte, mâinile din mâinile mele, picioarele din fire de iarbă și ochii din munții și pădurile de astă vară. Și acum alte poezii mai aplicate spre
spre filozofie, marea, o linie ce închipuie marea și o corabie care nu mai sosește. Pe țărmul din cer al acestei mări crește iarbă, în care eu stau culcat cu capul întors spre tine. Au venit la mine trei îngeri. Îmbrăcămintea lor era mai răcoroasă ca vântul. Voci fără cuvinte aveau, iar fețele erau ca șapte clipe. Vino mi-au spus să-ți arăt cine ești. Tu n-ai știut că munții și bucuriile nu sunt din lumea aceasta, că zborul păsărilor este făcut din cuvinte, că soarele numai din cer se vede și că din tine rămân acum doar pașii făcuți din pământ. Venea peste mine somnul cel mare, din care nici azi nu mă mai pot trezi. O lacrimă își caută ochiul care s-o plângă. Unde ești, aproapele meu? Vino să vezi cât de mult te caut și ce sunt eu fără tine. Așa cum dragoste de Dumnezeu se verifică cu dragoste de tine și bucuria mea se verifică cu bucuria ta, vino, dragul meu, să ne spunem ce știm despre noi, aproapele meu, unde ești? O lacrimă își caută ochiul care s-o plângă. Sinfonia 8-a, da. Și vreau să vă întreb, de unde pasiunea aceasta pentru Euterpe? Pasiunea asta, cred, părerea mea este că este cea mai tulburătoare din viața mea. Alături de, cum spuneam, de Dumnezeu și de poezie, dar muzica este cea mai tulburătoare chiar, în sensul că ea, fără cuvinte, m-a făcut să înțeleg foarte mult. Muzica, marea muzică, simfonică, instrumentală, este culmea evoluției minții umane, consider eu. Biblia putea foarte bine să fie scrisă în imagini sau în muzică, dar ea a fost scrisă în cuvinte. Părerea mea este că muzica este Biblie sonoră. Este Biblia sonoră. M-am îndrăgostit de ea din timpul liceului. Aveam un profesor de muzică ce ne punea la ore discuri spre a le asculta, din Mozart, din Beethoven, din Bach, din Chopin, Schubert, Schumann, Tchaikovsky și așa mai departe. Eu de atunci am rămas marcat sau creat în sufletul meu niște lucruri foarte profunde, niște gene s-au creat chiar în acel moment, încât m-a urmărit toată viața. Apoi mi-am cumpărat încetul cu încetul un pick-up și CD-uri din, nu CD-uri, nu erau, discuri din vinil, din vinil. Căutam din acele din import, mai ales că acele erau calitative. Cele din comerț de la noi, la Electrocord, Electrecord, așa era firma noastră, acelea prezentau defecțiuni, foșnete și așa mai departe, iar cele din afară erau executate bine. Și atunci mi-am dat seama că eu sunt făcut pentru a fi meloman, pentru a înțelege tainele ascunse în lumea asta, pentru că e adevărat, orice lucru din lumea asta are două aspecte. Cel imediat, vizibil, concret și cel al sensurilor, al înțelesurilor ascunse, al esenței, adevărul acolo stă la urma urmei. Tot ce este în afară se regăsește și în noi, la un alt nivel, evident. Tocmai pe această biunivocitate și-a creat Iisus învățătura sa și mai ales parabolele sale. Tot ce este în afară există în noi. Aceasta, de fapt, este un filon poetic extraordinar, care dacă îl înțelegi, că, dacă înțelegi așadar că lumea este construită pe poezie,
ești automat poet când înțelegi acest lucru. Nimic nu mai este pe urmă chinuitor pentru a ajunge la versuri. Nichita Sănescu zice: poezia modernă, cea de inspirație masivă, cum zice el, este urmarea inspirației. Acolo, aici nu trebuie 99% transpirație, ci trebuie 99% inspirație. 99% transpirație este valabil numai pentru poezia chinuită, cea prozodică, cea meșteșugită, și face o corelare extraordinară. Zice: poezia prozodică este asemenea roții. Poezia modernă, cea din necuvinte, la urmă, este asemenea aripei. Zice: roata se învață, cu aripa te naști. Este un mare adevăr aici. Și așa aceste lucruri s-au adăpostit în mine și m-au condus la înțelegerea lentă, evident, a tainelor muzicii. Am ajuns la ora de față să fac emisiuni muzicale la un post local de la Galați, Express TV, de vreo 6 ani, unde m-am bucurat de favorul pe care mi s-a oferit, prezentând acolo cum mă pricep eu, pentru că dacă eu sunt fericit, pot să fac și pe alții fericit din punctul ăsta de vedere. Așadar, priceperea stă în pasiune, în fericire. Așadar, am vorbit despre preclasici, Handel, Vivaldi, Bach, apoi despre clasici, Mozart, Beethoven, Haydn, am trecut la romantici, Brahms, Chopin, Tchaikovsky, Schumann, Verdi, Richard Wagner. În eseistica mea, în cronicile mele muzicale, am amintit despre toate acestea. Wagner este cel mai mare compozitor de operă romantic, iar dintre simfoniști, spun aici cu orice risc, este Gustav Mahler, cel care s-a născut în orașul Salzburg al lui Mozart. Încă nu-i înțeles, așa cum spuneam adineori, cum trebuie Eminescu înțeles, cum trebuie Eminescu înțeles, probabil că aceleași gânduri m-au atras, sau mai bine zis, m-au cotropit pe mine pentru a-l înțelege pe Gustav Mahler. Și dacă am pus toată forța mea, toate achizițiile mele privind înțelegerea lucrurilor, înțelepciune, să spunem așa, am putut să rămân la Mahler, dar nu singur. Am avut profesori, am avut oameni care m-au condus pe linia aceasta subtil. Dacă vă aduceți aminte, în trecut, înainte de comunism, în timpul comunismului, erau lecții de muzică la televizor și la radio, serata muzicală, așa numită serata muzicală a lui Iosif Sava. De acolo eu m-am împătimit puternic de muzică și am rămas până azi, și chiar emisiunile pe care le fac la televizor le fac în duhul acelora, pentru că l-am iubit foarte mult și în veci să fie lăudat pentru fiorul pe care mi l-a transmis. Ați publicat cronici muzicale și nu numai cronici muzicale în presă, dar vrem să atingem și un punct legat de publicistică, pentru că nu ați avut, cum să vă zic eu, semnături doar în presa din Galați, ci ați colaborat la mai multe reviste și chiar dumneavoastră ați întemeiat 2 publicații. M-ar interesa dacă mai trăiesc și dacă au avut un program anume, dacă și-au atins ținta. Presa literară, ca și cărțile, au un scop, anume acela de a transmite bucuriile tale și celorlalți cititori. Pentru că spuneam, poet nu este numai cel care scrie, ci și cel care, nu-i așa? Sigur că da. Presa aceasta a fost înainte mai diversificată. Azi asistăm cu durere la răstrângerea multor reviste, tocmai din cauze financiare, ceea ce este o durere pentru cultură. Eu însumi am scos 2 reviste,
dar care nu mai sunt acum nu mai sunt în viață, tocmai datorită lipsei de sprijin din afară. Am făcut Visul meșterului Manole, care titlul vine de la cealaltă mare baladă românească, Meșterul Manole, care este mitul zidirii noastre sufletești, la urmă, căci mănăstirea întâlnită sau acea rămășiță, un zid părăsit și neisprăvit, întâlnit de el pe Margeș, nu este decât omul vechi din noi care trebuie rezidit în permanență. Asta este metafora baladei și m-a bucurat metafora asta trecând la realizarea revistei de care vorbeam, Visul meșterului Manole. Au apărut cu puține numere, dar asta cu 10-15 ani în urmă. Apoi, eu fiind profesor la școală, mi-am făcut din rândul elevilor un auditoriu serios chiar. Le citeam în lecturile noastre suplimentare povești cu tâlc, cum spuneam, Tinerețe fără bătrânețe, de exemplu, marile balade, marile poezii, romane, fragmente din marile capodopere ale scriitorilor, nu numai români, ci și universale. Aveam chiar un cerc de lectură în această privință. Și pentru că îi vedeam interesați, am căutat să fac o revistă școlară în care să-și aducă și ei aportul. Pentru că de acum mă bucuram de prezența lor în domeniul ăsta invizibil al gândirii scriitoricești. Am făcut vreo 5 ani la rând o revistă numită Zbor. Cu această revistă am participat la concursuri școlare. De câteva ori am luat premiul întâi la județ, iar odată am luat premiul pe țară la categoria revistă școlară de cultură, de cultură școlară. Nu erau niște chiciuri cum se practică, ci erau foarte serioase, înalte, transmiteam numai adevăruri, dar cu condiția să fie aduse la nivelul lor de înțelegere. Revenind la literatură și la modul în care ea se reflectă atât în creația dumneavoastră, cum găsiți fenomenul literar actual? Fenomenul literar este ca cel din totdeauna, la urmă. Urmei, cine are ceva de spus, spune, și în condiții de vitregie, cum sunt acestea de astăzi, dar eu cred că fenomenul literar este o taină și pot spune așa, în privința asta, toate marile istorii ale culturii consemnează capodoperele literare și autorilor nu în ordine cronologică, ci în ordine alfabetică, sugerând prin aceasta atemporalitatea lor. Faptul că ele țin de rațiuni spirituale, că ele nu sunt altceva decât visul de nemurire al omului. De fapt, așa și începe literatura, cu căutarea nemuririi. Să ne amintim de epopeea lui Gilgamesh, eroul acestei epopei, ca este în căutarea nemuririi. Este prima mare lucrare scrisă, cunoscută în istoria literaturii. Așadar, căutarea nemuririi este mobilul, este motorul, să spunem așa, al întregii literaturi. Așadar, cum spuneam adinea Orla Eminescu, nu numai timpul este o temă demnă de a fi luată în considerație, ci mai ales eternitatea. Cultura de astăzi cochetează de cele mai multe ori cu derizoriul, cu lucrurile prozaice, cu lucrurile, hai să le spunem, temporale, să nu le spunem mai rău, dar nu e suficient. Cel care rămâne la nivelul acesta nu are un viitor asigurat. Știți, timpul comparativ cu eternitatea este ca o clipă și noi știm ce se întâmplă cu clipa. Clipa trece ca o clipă la urmă. Și ce facem? Apropo de asta, despre Eminescu s-a vehiculat următoarea idee legat de timp și eternitate. Zice, Eminescu este nemuritor.
în toate marile luări de cuvânt, prin cărți, găsim la critici literari. Eminescu este nemuritor prin aceea că este transmis din generație în generație și toată lumea îi va pomeni numele. Ca și când nemurirea are de-a face cu temporalitatea. Păi dacă, să spunem prin absurd, va veni o extincție generală, cum se tot vorbește, atunci cum rămâne cu nemurirea lui Eminescu? Ideea este asta. Există o nemurire concretă pe care oamenii nu prea o cunosc, pentru că nu citesc adevărurile despre așa ceva. În Marea Carte a Lumii, despre care am pomenit, este explicat pe larg ce înseamnă nemurire și cum se ajunge la ea. Dumneavoastră aveți o opinie interesantă și legată de punctele cardinale ale omului. Spuneți că ele sunt pământul, cerul, trecutul și viitorul. Care e legătura dumneavoastră cu pământul natal? După cum vedeți, cele patru puncte cardinale sunt proiectate în univers, sub forma unei cruci, la urmă urme știm asta. Este tot un mister și aici. Pământul este, ziceam într-un aforism, pământul este adâncimea lui Dumnezeu, iar cerul este înălțimea lui Dumnezeu. Așadar, legătura mea cu pământul natal este una foarte strânsă. Eu de pe acest pământ am învățat să îmi ridic ochii spre cer. Pământul, fără pământ, nu e posibil cerul. Viața noastră este ca un fluviu care curge în lumea asta, dar care se varsă în lumea cealaltă. Viața cealaltă, sau viața asta, hai să o luăm așa, n-ar avea niciun sens dacă drumul spre cealaltă n-ar trece pe aici. De aceea pământul pentru mine este începutul nemuririi, pământul natal. Legătura cu cerul am înțeles-o, deci ați fost de mic educat probabil de părinți în spiritul acesta al cunoașterii Bibliei și al adevărurilor cristice. Cum trecutul și prezentul, să zicem, că s-au limpezit cât de cât, cum vedeți viitorul, ce ați proiectat? Ca proiect de viitor am cel puțin două cărți. Una muzicală care va cuprinde toate emisiunile muzicale pe care le-am făcut la televiziunea Express TV de la Galați, începând cu Handel, Bach, Mozart, Beethoven și terminând cu Gustav Mahler. Cartea va avea și un DVD care va cuprinde fragmente video din opusurile comentate. Eu vă mulțumesc de invitație, de favoarea pe care mi-ați oferit-o, urându-vă succes în continuare la inițiativa pe care o aveți.